Bună! Haideți să discutăm în continuare despre semnul funcției de gradul 1. Bun, cu alte cuvinte, avem funcția f definită pe r cu valori în r, f de x, ax plus b, cu a și b în r, coeficienții și a diferit de 0, ca să rămână x, să nu dispară x, da? Să rămână de gradul 1. Ce știm deja? Că o funcție de gradul 1, dacă a-ul este valoare strict pozitivă, ea va fi o funcție crescătoare ca monotonie și, pe de altă parte, deci pentru a mai mare ca 0, graficul arată așa. Și acest punct intersecția cu OX, cum aflăm acest punct intersecția cu OX? Păi știm că intersecția cu OX a graficului unei funcții egalăm pe f de x cu 0, și aflăm pe x, ax plus b egal cu 0, deci x-ul este minus b pe a. Cu alte cuvinte, rădăcina ecuației obținute prin egalarea funcției cu 0, minus b pe a. Bun, și ce observăm pe desen? Cum sunt aceste cote? Adică f de orice x care e mai mic ca această valoare, minus b pe a. Păi sunt negative toate aceste valori. Aici un f de o valoare alfa. Aici este cota aceasta, un f de o valoare beta și așa mai departe. Toate vor fi negative. Sunt, vedeți, paralele cu o y cu negativ. Apoi, valorile funcției pentru puncte care, pentru valoarea lui x care îl depășesc pe minus b pe a sunt mai mari ca minus b pe a. Acestea vor fi cu valori pozitive. Bun, deci cu alte cuvinte, în stânga rădăcinii, noi avem pentru acest desen a mai mare ca 0. În stânga rădăcinii avem semn contrar lui a minus, în dreapta rădăcinii avem semnul lui a plus. Dacă a este negativ, graficul va fi așa. Pentru a mai mic ca 0, din nou rădăcina e aceeași minus b pe a,